5. Bravo. Salutare tuturor și bine ați revenit la un episod. Astăzi facem un antrenament la sală de piept. Vom face un antrenament FCT7. Dacă vă amintiți, pentru că m-am dat bătut la alergat pe bandă, să combin sala cu calisthenicile timp de o lună. Nu m-am ținut neapărat de cuvânt, dar astăzi o să filmez alături de Andrei Frim un vlog în sală de piept, de push, mai exact. Deci astăzi nu fac calisthenice ca să fac sală. Sunt pregătit să îi dau bombă tot. Ia vedeți frații mei, că învață și fratii mei aici să pozeze. Ha! Ia. Yeah. Acum fraților, filmăm și noi încălzirea aia blană de tot, că trebuie să ne încălzim înainte să facem antrenamentul, că altfel ne accidentăm. Întrebați-l pe Andrei și pe mine că suntem morți la accidentări, numai acupunctură, numai terapii. Ok, fraților, haideți că avem aici antrenamentul acesta FCT7. Este extrem de mult volum, extrem de multe repetări, cu greutăți relativ și mici și mari. Foarte multe serii, hai să începem pomparea. Începem prima dată la mașinărie cu chest press, undeva la 2 warm-up sets, adică 2 de încălzire. Și avem 3 serii lucrătoare, câte 15 repetări. Ceva destul de mult din prima, adică 5 serii date din prima. Dar oricum, hai să începem. Dacă e, pui tu detaliile pe... Normal. Să spui dacă fac bine, că nu prea le-am cu astea. Fac bine, nu? Da. Bun, acum am o serie încălzită. Hai și tu. Avem așa. 12 repetări cu greutate destul de mare, 5 parțiale după ce am terminat. La sfârșit, la 12 repetări, băgăm 5 parțiale. Mamă, deci e grav. Mai mărim greutatea după aia sau nu? Puțin. Deci acum avem prima serie lucrătoare, pe urmă a doua serie lucrătoare cu 15 mai. Și facem un overload. Da. Progresiv overload, dar nu facem greutate prea mare din prima, dăm și noi da. La un 75%, corect? Da. Hai că două, ha, una, are, două și parțial, ha, una, da, merge, tune, tu și trei, patru, da, nu ești pe, da? Hai, pe dacă te la primul exercițiu ține o dă așa, ești nebun la alea alte, ține mă mai face. Da? Au! Doi spuse, acum alea grele. Pune tălpile pe podea, hai. Una, două, trei, tu le duci, hai, patru, cinci. Acum ce facem e să ne ducem să facem dumbbell press cu gantere. Facem la fel, două serii încălzire și după dăm trei serii lucrătoare. Deci deja s-a terminat, uitați cum pare aici. Acum dumbbell press, avem două serii din nou de încălzire, după care avem trei serii lucrătoare. Andrei o să am nu pe de ajutor, tot propriu, nu știu dacă le fac. O dăm trei serii lucrătoare.
Asta te încălzi, nu? Hai. Deci e deja daună de la încălzire, fraților. Pentru mine 12 kg sunt destul de mult, având în vedere că nu fac sală. Al doilea set de warm-up. Serii lucrătoare, deci 7 serii izolate la aparatul ăsta doar, plus că mai avem încă un exercițiu după. Deci e prea mult, fraților, părerea mea. Dar având în vedere că antrenezi odată la nu știu câte zile, adică odată pe săptămână, e ok. Dar gândește-te că e la failure totuși, e super ciudat. Tu ce zici, Johnule, ai putea să antrenezi de 2 ori pe săptămână chestia asta? Eu zic că nu. Absolut ca natural, nici la cât volum există? Da, e absolut imposibil, e imposibil. Andrei, de face două? Nu, o dată. Deci eu tremur, nu mai am pic de energie acum. Două de încălzire. Crește și mie pieptul. Ia o dată partea asta, s-ar putea să nu mergă aia, că e dată bună. Vine-o face cu ea. Bun, primul set de încălzire. Wow. La 8. Mănâncă, își bea o foie sau ceva. Serie de încălzire, după care trecem pe fapte grele. Și ăsta e primul set lucrător. Așa. Good.
Și acum vă dăm și un baton de ăsta, că mi-a scăzut glicemia, nu mai pot. Tony 12, da? Genial gustul ăsta. Păi că e de ce urmează. Parțiale aici, una. Nu mai da parțiale la primele voastre. Nu? Aaa, cum spui, mă? O să trească să ne încordăm după fiecare set mult, să ținem în tensiune mușchi, știi? În izometrie, palmă-n-palmă sau la scaun, așa. Posing, nu? Da. 6... avem 10 secunde. Ce, mă, 10 secunde să stăm încordați? 10 secunde încordați izometrie după 12 repetări, cu 5 parțiale la fiecare set. Mamă, e nebun! O să lasă să mă ajungi cu mine la astea. Da. Nu le lăsa până jos. Așa, peste. 5. 6. Hale, mă, hale, mă, hale, mă! 7. 8. 9. Haide, 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 haide! 10 11 expiră, haide, așa, bravo. Și acum parțial. Hai, hai, puțin mai mult, puțin mai mult. Haide. Și acum cordează 10 secunde, nu? Mamă, uitați vascularizare. Și e Christmas tree. Să nebunesc. Hai, știți parțial. 8, 2, 4. Hai, mă, hai. Geometrie, hai, repede, repede. Încordează, ține de pe capul sus, capul sus. Aici. Ține, 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 ține. Ține, ține, ține. Ține, ține. Mamă, mi-am intrat ochii în orbite, ești nebun. E zombie ăsta acum. Nu, dar e funny faza pe ce. Moară, mamă, dar cum îmi simt pieptul, ești nebun. Bună, e mai bună. Tony 12. Ai avut Tomasă, nu? Da. El bagă mese înainte de workout. Ai băgat carbohidrați, corect? Da, da. Deci el se antrenează cu carbohidrații, asta îi dau energie lui. Eu îi dau pe zero, empty stomach. Cum era să nu mănânc carbohidrați deloc? Îmi dispăream, ești nebun? Hai, și 5. Hai, hai puțin mai mult. Ala e, uite aici. Haide. Haide. 4. Bravo. Hai 10 secunde, haide, 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 haide. Cordează. O, ce Christmas tree are pe aici. Să juca pe calculator până la 7 dimineața, avea compare mai bună acum. Șpe. Doar ăștia să-mi crească pieptul în coșciug. Pieptul în coșciug, așa arătesc de mine. Două, hai, 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 hai. Patru. Patru. Cinci. Ce? Hehehehe. 10 secunde. Ține-le aici, nu mai faci așa. Ține-le aici. Oh. Încă 5 secunde, încă 5 secunde, 5 secunde, 5 secunde. Strânge, 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 strânge. Bravo. Cum vă simțiți, oameni buni? Oameni dragi? S-a produs o extorsiune a lui degajament în pieptul meu. Hai! 4. Hai și alea jumătățile. Hai! Bine, Andrei! Te salut! Te pupa! Haide, mă! Încordează! Ha. 5, 4, 3. Hai, ține, 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 ține tare! 5, 4, 3, 2, 1.
Bravo, frate. Ca să înțelegeți o chestie, pe mine omul ăsta m-a învățat cum să am conexiunea aia dintre minte și mușchi la piept, pentru că în calistenice nu prea ai chestia aia cu încordat bine pieptul, mai ales la flotări, când încerci să faci cât mai multe. Dar omul ăsta, am făcut un antrenament de piept cu el, puteți să-l găsiți la el pe canal. Ai strâns ceva view-uri la el, nu? Da. Dacă nu l-ați văzut încă... Dacă nu l-ați văzut... Deci, îi nenorocim pieptul acolo. Mi-a nenorocit pieptul atunci și antrenamentul ăsta e mai daună decât ăla de l-am dat atunci cu el. Deci nu pot să înțeleg. Mai ales exercițiul ăla la scripte. Pe mine m-a prăjit. Haide. Expiră. 6, 4, 5. Bravo. Da. Și încordează. Ține. Hai. Ține respirația. Haide. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Nu mai e nebun, fă-ți televeri, frate. Respiră. Ești ok? Fraților, deci aici avem așa. Avem 7 serii, a câte 10 fly-uri, 10 presuri și avem și failure la fiecare serie de flotări, gen fiecare, dăm una după alta, e down oricum. În total sunt 21, cred că, nu? Corect, pe serii separate. Deci e down, deci nu mai pot. Dar haide să vedem, păi mă cam deranjează pe exercițiul ăsta. Dar facem. Și acum presuri, da? Acum facem presuri. Mamă, dar nu mai pot, ești nebun. Haide, mă. Nu mai pot, ești nebun. Hai. Mamă, nu mai pot. Puțin mai în spate. 8, 9 și încă 1. Nu mai pot, frate. Nu mai pot. Hai cu flotări. Băi, de ce dau un rău de tot cu ăștia? Nu știu. Cum mai putea să faci așa antrenament? De două ori pe săptămână, cum fac eu pușcule. În sistemul central nervos în coma, acum nu mai pot. Haide-mi! Ok, da.
asta e pentru fete, gen. Să mă contactați. Haide, mă. Nu mai pot să mai vin. Haide, te ajut eu, hai. E da flotă normal, da flotă normal, da flotă normal. Ce înseamnă să te antrenezi numai în vocalistii? Patru, respiră, mă, respiră, haide, mă, haide, mă! Cinci, măcar cinci, încă una, încă una. Hai, ca la, ca la street workout. 3, 2, 1, dă-i. Una. Haide, încă una. Haide! Haide, mă! 3, 2, 1. Sus, 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 respiră. În genunchi. Uitați-vă pe fața lui. Expresia spune totul. Ia greutate, le repuneți. Asta e pentru băieții care cumpără pe codul meu de la Genius. Hai, mă, că pot. Hai. Hai, Tony. Hai tu, mă! Hai, om! Și încă una. Forță! Și flotezi. Hai, 5, 2, respiră. Hai, mă! 4, hai! Și încă 2, repede. Una, nu te lăsa. Haide, și încă una. Sus, 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 sus. Hai. Sus! Nu mai pot. Pune genunchii jos, hai! Hai încă una cu genunchi. Nu mai pot, nu mai pot deloc. Am filmat videoclipul ăsta super la Urban Gym, așa că dacă vreți să veniți aici, la Câmpul Lung, e cea mai tare sală de aici, cea mai modernă, corect? Corect. Și m-am simțit super bine, le vreau să le mulțumesc foarte mult că m-au lăsat să îmi fac antrenamentul ăsta și să-mi desfășor activitățile împreună cu minunatul Andrei Ifrim și cu băiatul ăsta super tare care și el ne-a ajutat la videoclipuri. Așa că până data viitoare noi v-am lăsat, nu uitați să apăsați butonul acela de like, să le dați și lor follow. Așa că, bam, biceps, calisthenics, forță, pa, pa! Hai să ne punem și noi aici, la brăduțul ăsta frumos. N-am văzut așa ceva în săl până acum.